Da, ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Eu cu marota mea, eu cu fixismul meu, puține idei, dar fixe. Una dintre ele este Black Lives Matters, White Lives We'll See. O mai trăi și o mai vedea. Despre viețile albilor, ale negrilor contează și nu fac discriminare, Doamne iartă-mă, să nu creadă Hârjeu sau oia de la CNCD că e vreo discriminare în ce spun, nu. Într-unul dintre cele mai celebre muzee de pe planetă, sunt câteva muzee celebre pe planetă, da? Și nu mă refer la cele de artă, adică Ermitrajul sau Louvre sau Prado, nu. Mă refer la muzee cum e complexul Smithsonian din Washington, District of Columbia. Mare complex, mari muzee. Unul dintre cele mai mari muzee la capitolul ăsta cu natura, cu știința, cu alea este Muzeul de Istorie Naturală din New York. Îl știți din celebrele filme O Noapte la Muzeu, 1, 2, 3, 8, nu mai știu câte sunt, Ben Stiller, nu știu cum îl cheamă pe ăla. Ok, băi, oameni buni, din muzeul, dă știrea, prietene, dă știrea originală ca să vadă lumea, știrea din presa americană, iată frate, iată știrea originală, Teddy Roosevelt, al 26-lea, cred, președinte al Statelor Unite în ordine cronologică. Între 1901 și 1909, la începutul secolului trecut, a luat premiul Nobel pentru pace în 1906. Bă, Theodore Roosevelt este laureat al premiului Nobel, este președinte două mandate al Americii, este statuia lui la intrarea în muzeul, din simbol al muzeului. Da, va fi dat afară, băi! Distrusă statuia și dată. De ce? Păi bă, e rasist! Lângă calul lui Roosevelt, lui Teddy Roosevelt, este o indiancă sau un indian, este un negru, băi, e rasist, îl dau afară de muzeu. Bine, în condițiile astea stau și întreb pe ăștia, după ce ați interzis, băi, fraților, dă-i stop, lasă-l așa, stop cadru. Hai la 1. Băi, filmul ăsta a încântat mulți copii pe planetă, milioane, sute de milioane de copii. Nu filmul, serialul acesta, dă-i play. Păi în serialul ăsta, fraților, O Noapte la Muzeu, dă-i și cu sunet. Ridică-i sunet. E greu să ridicăm un sunet? Sunet? Bravo! În filmul acesta, unul dintre caracterele, personajele, oamenii, figurile de ceară, cele mai celebre, cele mai reprezentative, este taman Teddy Roosevelt, președintele Americii. Îl dau afară. O să fie interzis filmul. După modelul Pe aripile vântului. Apreciez faptul că foarte multe canale românești, mă rog, care sunt difuzate în România, nu Netflix-ul, sau mă rog, Netflix-ul l-au scos, HBO-ul, nu știu, l-au scos, că e și la Pe aripile vântului, cartea trebuie arsă în piața publică, iar filmul interzis că este rasist, e cu sclavie, e cu... Vă puteți imagina unde am ajuns, oameni buni? Are sens să comentăm? Repet întrebarea către europarlamentarii români, iar mâine o să încerc să sun și 2-3 dintre ei. Bă, păi obagii din Transilvania, care au fost chinuiți secole de austrieci, de unguri, de nemți, îi răscumpără moral cineva, are cineva grijă să dezgroape, să exhumeze memoria colectivă a iobagilor și să o pună pe soclu pe care îl merită acela de sclavi, tranzacționați ca sclavi în România, mă rog, în spațiul actual românesc. Vreau să întreb pe europarlamentari, pentru că alți europarlamentari, recte domnul din Franța, a cerut Parlamentul European ca sclavia și tranzacțiile cu sclavi să fie considerate crime împotriva umanității. În România, în Transilvania, băi, ăștia transilvanenii, nu vă văd, domnul Pop, președintele Academiei Române, mare suflet de român în Transilvania, domne, fac emisiuni despre iobăgie de 2 săptămâni. Îmi usuc venele. Sunt singur și nu sunt transilvan și nici atât de român cum se pretinde Ioan Aurel Pop sau alții care acum sunt pe la Bruxelles și se pretind mari patrioți, mari români. Păi, dacă ești mare român, nu vrei să mergi la Bruxelles și să ceri Parlamentului ca iobăgia, șerbismul,
să fie etichetate ca sclavie și tranzacții cu sclavi și considerate crime împotriva umanității. Lasă puțin să vadă lumea că mâine, poi mine, filmul ăsta nu o să-l mai vedeți. De ce? Pentru că e cu Theodore Roosevelt. Uitați-l. Ăla e ăla, actorul la fie, țărână ușoară, mare actor și el la rândul lui, s-a prăpădit acum câțiva ani. Robbie Williams, bineînțeles, regizorul meu este tobă de carte. Robbie Williams îl întruchipează pe Teddy Roosevelt într-un film care va fi interzis pentru că e vorba de un președinte american, atenție, un președinte american cu care a început secolul trecut, 1901-1909, care a fost și a rămas cel mai tânăr președinte, sper să nu greșesc, să nu se supere familia Kennedy. Taman ce a murit de curând, ultimul membru marcant al familiei lui John Fitzgerald Kennedy. Familia lui Kennedy, să nu se supere, cred totuși că a depus jurământul Teddy Roosevelt mai tânăr decât Kennedy. Băi, regizorule, că tu le știi pe toate, verifică-mă, frate. Ăsta Teddy Roosevelt a depus la 42 de ani jurământul, vezi la cât a depus Kennedy. În anii, la începutul anilor 60, la cât a depus jurământul Kennedy, la ce vârstă? Eu cred că e cel mai tânăr președinte din istoria Americii. Îl dau afară, bă, din Muzeul de Arte Naturale, de Științe Naturale din New York. Da? Hai să mergem mai departe. La ce mergem, prieten drag? La pensii și salarii, da? La domnul Budăi, la domnul Vâlceanu, așa e bine? Zic bine, da? Bine, oameni buni, mi-am făcut datoria. Sper ca mari români din Transilvania, europarlamentari, unii dintre ei, bă, dar ce fariseism, ce nesimțit fariseism într-unii. Și repet, domnul Ion Aurel Pop este mare, mare român. Bă, n-am auzit să ia Academia sau domnia sa să ia vreo atitudine față, bă, să-mi spună, vorbești aiurea, mă, pe miriște, mă, barbu, du-te, mă, acasă. Cum să comparăm noi sclavia sau tranzacțiile cu sclavi cu ce au pățit secole de-a rândul iobagii în Transilvania? N-avem cum, mă. Mă, mi se explică. Tac? Bă, dar dacă am dreptate. Dar dacă este un subiect care arată cât de mici suntem, cât de impotenți suntem ca politicieni în Europa și în țară, cât de farisei suntem în presă și în politică, a? Dacă e un subiect care arată micimea acestei nații, a, mă, nu mai vreau mesaj, am uitat să-mi dau telefonul pe silent, nu citesc, mă, niciun mesaj, nu mai dați, că nu le citesc. Pe silent. Te-am trecut pe silent, gata. Ei, nu trece. Mi-a umblat băieții la el, nu mai trece nici pe silent. Ce am făcut, mă? Bă, lăsați-mă telefonul în pace. Nu trece pe silent. Nu știu pe ce facem. Bine. Bună ziua, domnul Budăi. Bună ziua, domnul Barbu. Domnule ministru, cum vi se pare, domnule, că îl dau americanii afară pe Theodore Roosevelt, pe președintele lor de la începutul secolului trecut din muzeu, cel mai mare muzeu de artă naturală din țară, ăla din New York? Așa, de curiozitate, te întreb, Marius. Încerc să fiu, n-am o opinie, este decizia dumneavoastră, dar nu cred. Cred că oricine a fost la un moment dat la conducerea oricărei țări, indiferent că a făcut bine sau rău, are locul lui pozitiv sau negativ în istorie. Bă, eu am înțeles că au dat jos ai noștri statuile lui Lenin și au ridicat-o nemții la ei. Am înțeles cum e cu statuile dictatorilor. Am înțeles cum e cu svastica, cum e cu Hitler. Bă, dar Teddy Roosevelt e totuși unul dintre simbolurile americane. Mă rog, hai să revenim la ale noastre. Declarația premierului Marius... Istoria înseamnă asumarea trecutului, înseamnă să învățăm din trecut și să acționăm pe viitor. Uite, n-am să fiu răutăcios cu tine din respect și din prețuire, fapt pentru care nu te provoc la un dialog, ci e doar așa, cum se cheamă, retoric. Să știi că și PSD-ul și-a permis printr-o voce autorizată și autoritară, aș spune, dar doar autorizată, să spună că Ion Iliescu face parte din istoria partidului, o istorie pe care, mă rog, o cam regretăm, alea. Băi, Ion Iliescu, fără Ion Iliescu nu exista. Ăla care a spus chestia asta nu exista fără Ion Iliescu. Dar închidem paranteza asta, care e retorică. Nu, e retorică, Marius. Nu, tu nu mergi dialogul ăsta. De ce? Că este ingrat. Ingrat. Și eu sunt convins că tu, și eu sunt convins, Marius Budăi, că tu, un moldovean cu mare bun simț, n-ai fi spus niciodată despre nici unul dintre înaintașii tăi în leadership-ul PSD nimic. Bine, te întreb ce spui despre declarația domnului prim-ministru Orban, care clar spune că nu poate crește cu 40% punctul de pensie și nici nu poate dubla, ambele fiind legi promulgate de președintele Iohannis, nu poate dubla alocațiile conform legii acum și în vară. Întrebare. Rămâne valabilă povestea cu o virgulă, dacă schimbați, vă băgăm moțiunea de cenzură și vă dăm jos? Cu siguranță.
Cu siguranță. E... Domnul Tudor Barbu, nu știu câte cuvinte ați vrea să caracteristic, să caracterizez cu scuzați-mă declarația lui Orban, dar dacă ar fi să o pun așa într-o cheie, într-un singur cuvânt, aș spune o josnică. Foarte tare. Și mă și justific. Și mă și justific. Cetățenii români au aflat astăzi că vor trăi mai rău acum, dar poate, poate pe viitor, dacă domnul Orban și la mila domnului Orban se va gândi să mai dea câteva procente pe la salarii, pe la alocații, pe la pensii, poate, poate va fi mai bine. Din punctul ăsta de vedere, o cataloghez josnică. Un prim-ministru a unei țări, un cetățean al unei țări care are onoarea să fie prim-ministru al acelei țări, pune, depune un jurământ printre care se găsesc câteva cuvinte. Propășirea neamului. Așa vede Ludovic Orban propășirea neamului din tăieri de venituri. O să avem și un punct de vedere, Marius, al liberalilor, unul dintre cei care chiar au fost chiar a fost vehiculat numele lui Dan Bâlceanu, a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al domnului ministru Budăi. Atunci când domnul Budăi era în mandat, se vehicula că va fi înlocuit prin venirea guvernului Orban chiar de Dan Bâlceanu. N-a fost așa, eu știam că la vremea respectivă e doar o perdea de fum. Îl avem în direct pe domnul Bâlceanu? N-a răspuns încă. O să ne răspundă. O să avem și punctul lor de vedere. Mulțumesc, Cornelia Lalu, că ne atrage atenția că din numele lui Roosevelt lipsea litera E pe banda de, din, de jos. Marius, eu te întreb, când veți începe semnăturile pentru, strângerea de semnături pentru moțiunea de cenzură, pentru darea jos a guvernului Orban? Pentru că eu mi-aduc aminte că domnul Ciolacu a spus în minutul în care ei se vor abate o virgulă de la acea lege, vom fi obligați moral față de electorat să declanșăm procedura demiterii guvernului Orban. Iar declarația premierului este indubitabilă, adică nu mai e vorba de o virgulă, e vorba de mai multe fraze. Nu vom mări, nu putem mări pensia cu 40% și nici nu putem dubla alocațiile conform legii, vom vedea cât ne permite bugetul. O mică rectificare că nu vor, nu există, nu putem. Din punctul meu de vedere, dacă mâine când ajung la București se pune problema strângerii semnăturilor, îmi doresc să fiu printre primii care semnează. Foarte interesant, foarte interesant. De ce spuneți, domnul ministru, că, sau de ce spui Marius Dragă că au bani și că nu vor? Pentru că este o acuzație la limita penalului asta. Să spui că un guvern are banii să dea pensionarilor punctul mărit cu 40% conform legii și să dubleze alocațiile și acel guvern, împotriva intereselor legitime ale poporului și împotriva nivelului de trai al poporului, nu face acel demers, este chiar penal. O să profit un pic de amiciția dumneavoastră și am să vă răspund cu o întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. Dacă știu să răspund, cu drag. Cum vă explicați că au bani de achiziții dubioase, și aici mă refer la ceea ce a apărut în mass media cu, știu eu ce, firme de baruri de prin Giurgiu și cu achiziții de izolete de 17.000 de euro bucata, nu știu ce ar putea să conțină acea achiziție și mă bazez pe informațiile din presă. Cum vă închipuiți că nu se plânge Orban de achizițiile dubioase, dar se plânge când vine vorba de bunăstarea românilor? Am să-mi păstrez verticalitatea cu care știi că am avut întotdeauna dialog cu tine, Marius, și am să-ți spun așa. Este o întrebare pertinentă, corectă și cu răspuns aproape indus sau aproape conținut. Este ne la locul lui să pui problema banilor de pensii și banilor de alocații pentru copii, de vreme ce tu, ca guvern, n-ai rezolvat problema banilor cheltuiți complet ilegal și imoral în perioada de stare de urgență în România. Absolut. Vreau să spun ceva, Marius Dragă. Dacă ți-aduci tu aminte și ți-aduci bineînțeles aminte, în perioada lui Traian Băsescu se discuta despre lupta anticorupție, iar aia care erau cu retrocederile averilor furau sute de milioane. Da? Exact. Și se punea problema că trebuie să tăiem pensii, salarii sau ce dracu, Doamne iartă-mă, trebuia să tăiem salarii 25%, iar procesele penale aveau să arate că în aceeași perioadă România era jefuită de miliarde de lei. Da? Deci, și împrumutată. Și datorată. Bravo, și împrumutată. Asta ca să fim corecți și cu istoria și cu, să fim corecți cu noțiunea de echidistanță politică. Și aia ai lui Băsescu atunci făceau... Poftim? Aveți un deja vu acum. Nu, aici... La împrumuturile astea de 1000 de euro pe secundă, ca astea, calculele, cifre, nu mint eu. E, 1000 acum... de euro pe secundă se împrumută România. E adevărat, domnul... Să nu spuneți că ne-am împrumutat și noi, eu o să spun da. Dar eu o să spun că noi ne-am împrumutat 79 de miliarde
în 3 ani și oamenii ăștia s-au împrumutat 80 de miliarde în 7 luni. Nu, eu am să-ți răspund printr-un banc prost care circula în perioada lui Ceaușescu și care, din păcate, s-a perpetuat și după Revoluție. Nenorocitul care împinge o bătrână pe scările blocului și văzând-o cum se duce de-a berbelea cu păscări, o întrebe, mamaie, dar de ce te grăbești? Vedeți cum e treaba, domnul Budăi. În momentul în care eu guvernez țara și prin ceea ce legiferez împing țara la împrumuturi și după guvernarea mea, e foarte complicat să întreb următoarea guvernare de ce se împrumută, pentru că este obligată de ce a moștenit, de mare parte. Haideți să vă spun, dacă vă referiți la, la majorarea valorii punctului de pensie pentru anul ăsta, înseamnă 8,5 miliarde. Până la 80 e distanță mare, domnule Zăbăr. Da, mă refer la faptul că anul ăsta s-au dublat alocațiile copiilor. Nu s-au dublat nimic. Ba da. Anul trecut, pardon. Dar e cu efect... Anul trecut le-am plătit noi dublate anul ăsta, băieți. Păi da, dublarea... Marius, dragă, dar dublarea, odată dublate alocațiile anul trecut, au avut un efect în bugetul de anul ăsta foarte serios. Că nu au crescut cu 10%, s-au dublat. Merg pe mâna dumneavoastră și vă spun așa, 3,6 milioane de copii, ori 150 de lei. Hai să vedem care e calculul și cât. Mai iese câteva miliarde și de aici. Da. Restul de bani... Nu știu, să răspundă domnul... Cifrele nu mint niciodată. Vă dau numărul de mobil al domnului Câțu, întrebați-l pe dânsul că probabil că știe cel mai bine. Nu știe că nici la comisie n-a răspuns. Sau evită. Bună ziua, domnul Coșa. Bună ziua. Partidul Social Democrat, domnule profesor, începe, dacă e partid serios, și dacă e partid cu cuvânt și dacă e partid care își respectă electoratul, va trebui să înceapă instantaneu, dacă nu cumva a și început, strângerea de semnături pentru demiterea guvernului Orban. Pentru că, ce să vezi, președintele lor, domnul Ciolacu, a spus în momentul în care umblă la o virgulă, și el și Olguța, dacă umblă la o virgulă, domnule profesor, din legea creșterii pensiilor la 1 septembrie, îi dă în jos. Întrebare. Cu experiența politică de 20 și ceva, aproape 30 de ani, mâine, poimine, credeți că într-adevăr vor iniția și vor duce la bun sfârșit o moțiune de cenzură? Domnul Bar, uite care e situația. Noi acum discutăm despre un lucru care e deja stabilit. Și anume, mărirea punctului de pensie cu 40% nu e posibilă. Acum, eu nu sunt niciun partid, nu mai sunt și nu mă mai interesează politica, deci vorbesc mai din punct de vedere al calculurilor pe care le fac. Bugetul României a intrat într-un deficit exagerat încă din luna octombrie-noiembrie anul trecut. Deci bugetul a intrat cu deficit pentru că nu se plătiseră anumite lucruri și părea că e corect, dar de fapt era în deficit. În momentul de față, cu coronavirus, cu economia blocată, cu tot ce se întâmplă în lumea internațională, este foarte complicat să mărești pensia cu 40%. Că se va mări cu 10, cu 15, stai, că se poate. Problema care este? Că nu există, așa cum vorbesc unii, o lipsă de bani. Banii sunt, dar ei sunt pentru altceva. Dacă vrei ca să-i returnezi, să-i pui pe alte domenii, sigur că poți să plătești pensiile, ca și cum te-ai scuturat în toate buzunarele să scoți ultimii cenți pe care e ca să plătești. Să știți, domn profesor, dar că pe cealaltă... nu poți să mai ții. Domn profesor, pe celălalt fir este fostul ministru... Da, domn... dacă eu stimez foarte mult... Și eu, public, dar care spune, atenție, spune că sunt bani și cei care guvernează țara nu vor să crească pensia. Nu e adevărat că nu vor. Nimeni nu vrea, nu poate să fie atât de hapsân ca să nu crească. Banii sigur că sunt, dar ei sunt pentru altceva. Acum, ca să fim sinceri și corecți, dacă ar vrea ca să plătească pensiile pe acest an, s-ar putea luând bani din alte părți. Cum? Uite, spre exemplu, ar putea ca să blocheze peste 2000 de proiecte de investiții care sunt de 7-8 ani în execuție și nu se mai termină. Dar este o blocare de investiții. S-ar putea să nu mai plătească în avans echipamentul militar pe care îl importăm. Dar este o problemă politică. S-ar putea să restructureze aparatul guvernamental pentru că sunt acolo 10 de secretari de stat, de secretar general, de director general și așa mai departe, dar din alegerile. Și chiar dacă ar face așa și ar plăti pentru acest an, nimeni nu dă garanția că anul viitor va fi un an în care vom Domnul Budăi, ați auzit vocea unui profesor de economie care a și fost în actul de guvernare în momente grele? Am auzit, îl salut și eu pe domnul profesor și eu îl respect la fel de mult. Dar eu cred că voi spune ceva acum cu care domnul profesor nu va putea să nu fie de acord, nu pentru că eu am stăpânesc adevărul absolut. Dar domnule profesor, când ești o țară care guvernul tău, indiferent care este, acum este Orban PNL,
traversează o țară aflată în criză sanitară și în criză economică doar cu interdicții și cu amenzi, fără măsuri structurale de relansare a economiei, cu măsuri marginale la un procent de sub 1% din PIB pentru relansarea economiei, este clar și aveți dreptate, spui problema ce faci pe viitor. Dar dacă acești oameni nu se așează la masa dialogului, ne uităm în jurul țării noastre, domnule profesor, și vedem cum țări care sunt aproape de noi aici în sud-estul Europei implementează măsuri de 8, 10, 12, 15, chiar spre 18-20% din PIB pentru relansarea economiei. Nu ne mai ducem în țările nordice care dau și bani oamenilor pe card numai să susțină cererea. Nu spunem de Germania, care are aproape 30% din PIB, nu ne ducem la țările mari. Domnule ministru, sunt total de acord cu dumneavoastră, dar asta e altă problemă. Eu vorbeam de creșterea pensiilor în condițiile actuale în care nu avem niciun fel de program de relansare economică. Și nici nu vom putea avea, pentru că mai sunt câteva luni să termină anul. Eu aștept un program de relansare economică pe care toată lumea l-a anunțat de săptămâni de zile. Ba apare mâine, ba apare poimine, n-a apărut până acum. Dar asta e altă problemă. Deci dacă plecăm de la ideea că în ce trebuie să facem o relansare, o reconstrucție, ca să fim siguri că putem să plătim, sunt total de acord. Dar în condiția de față în care nu avem așa ceva, că asta e situația. Asta e situația. Nu avem o gândire de perspectivă în economie. Domnul profesor, cine sunt vinovați aici, cetățenii sau guvernul? Și vă mai spun, asta e o întrebare retorică. Sigur că întotdeauna decidenții politici sunt vinovați. Păi vedeți? Mulțumesc mult! Ați obținut, domnul Budăi, facem acum un pic așa 10 secunde o lecție de comunicare pe care o fac pro bono cu liderii PSD. Când obțineți de la domnul Coșa un astfel de răspuns care ajută PSD-ul la maxim, gata, mulțumesc mult, domnul profesor, și închidem. Lecție de comunicare. Mulțumesc mult, domnule ministru, mulțumesc mult, domnule profesor. Rămâneți alături de noi, un expert în ceea ce înseamnă analiza economică, virgulă, cu impact social, va fi în direct cu noi imediat și vorbim, bineînțeles, tot despre pensii și salarii. Ce să vorbim? Dacă avem sau nu avem bani și în ce condiții trecem momentul acesta foarte greu. Revenim. Oameni buni, vă promiteam o voce autorizată și un om sincer și corect. Bună ziua, domnule Bența. Bună ziua, domnule Barbu. Domnule Bența, vă folosim și noi și alte televiziuni, vă folosim în sensul în care vă sunăm și aveți eleganța și amabilitatea să ne răspundeți în momentele cele mai grele. De ce? Pentru că e foarte delicat să găsești în ziua de azi un analist economic care să știe să vorbească și să nu bage în ele, cum se spune, mai la periferia Bucureștiului. Adi, te întreb așa, a pierdut electoral Ludovic Orban în momentul în care a anunțat astăzi că nu poate crește punctul de pensie cu 40%, așa cum scrie legea, și nici nu poate dubla locațiile, ci ambele creșteri, atenție, a anunțat că va crește și alocația, va crește și pensia, dar nu cu cu numerele prevăzute în lege. A pierdut electoral? Cu siguranță da, dar n-a spune că a pierdut din electoratul care era votant PNL tradițional. A pierdut probabil din un potențial votant din zona de partea stângă, cei care s-așteptau într-adevăr să primească mai mulți bani de pe urma creșterii punctului, sau poate a pierdut unii dintre părinți care, într-adevăr, acum au copiii la școală, au copiii la facultate sau au copiii la grădiniță și o duc mai greu din cauza veniturilor reduse, din cauza crizei economice. Deci răspunsul meu este că da, a pierdut un electoral, dar aș mai spune altceva. S-a mai concretizat sau s-a fidelizat o anumită zonă de electorat din partea dreaptă. Ei, vezi ce înseamnă să lucrăm împreună o perioadă mai îndelungată, Adi? S-ar putea să ajungi nu numai un foarte bun, nu, ești deja un foarte bun analist economic, să ajungi și un analist politic foarte bun. Ai făcut o radiografie perfectă pe prima parte a subiectului, pe a doua te întreb așa, a câștigat Ludovic Orban, a câștigat guvernarea liberală prin acest anunț, din partea de USR, de rezist, de hashtag, de parte dreaptă, de oameni care lucrează cu computerul, de oameni care au mai mult de 8 clase, a câștigat ceva electoral? Ți s-a părut că, atenție, ți s-a părut că anunțul lui e corect față de popor?
Cu siguranță aici nu știu dacă și-a fidelizat din zona USR. Cine a votat USR, votează USR, pentru că avea opțiunea oricum să voteze PNL. Un astfel de anunț, cred că mai repede radicalizează într-un fel acești votanți care spun unii sunt dependenți de bugetul de stat, alții sunt dependenți de piața liberă a muncii. Cred că mai repede se începe să se clarifice apele în zona aceasta de neclaritate a votului politic. Ultima întrebare. Bă, de, fii atent ce te-am păcălit și pe tine și pe cei de acasă. Dar de fapt te-am păcălit pentru că m-ai împins, m-ai momit. Iar eu, în naivitatea mea, am luat râma cu ac cu tot. Adi, între cei 3,5, iau și eu grosomodo așa, între 3,5 milioane de ăștia ca mine și ca tine care lucrăm în privat, cam pe aici suntem, și cele, nu știu câte milioane, știi tu poate mai bine ca mine, de pensionari, balanța aceasta se calculează rece și electoral acum când e vorba de pensii și alocații, sau este doar număr, cifră, bani în buget? Nu, eu cred că foarte multe persoane din zona magazinului tradițional al PSD-ului nu au mai votat cu PSD-ul datorită diverselor conduceri de partid. Și nu cred că aici este diferențierea. Eu cred că diferențierea o să va fi întotdeauna pe partea dreaptă, dovada faptului că președintele fiind de partea dreaptă a fost votat mult mai mulți cetățeni decât cei care au votat pe partea stângă, dar diferențierea o va face niște programe economice care să atingă cetățeanul de zi cu zi. Da, uite, a fost, dau exemplu clar de electoral, de fiscal. Reducem impozitul pe venit de la 16% la 10%. Reducem impozitul pe dividend de la 10% la 5%. Am înțeles. Sunt niște programe foarte clare care au afectat partea dreaptă. Ultima întrebare e de fapt și singura legată fix de specialitatea ta, unde ești printre experții țării. Fă-și tu o predicție, eu am să păstrez copie de pe emisiune și o să o folosesc împotriva ta, bineînțeles, atunci când îți va fi cel mai drag. Predicție, Adi Bența, predicție, oameni buni. Cu cât crezi că va crește guvernul Orban punctul de pensie în procente, domnule Bența, la 1 septembrie, cu cât va crește în procente și cu cât va crește în loc de dublare, cu cât va crește alocația pentru copii în procente, domnule Bența? Aștept să scriu. 12% ambele. 12% ambele? Da. Bă, asta e știre. Foarte tare. Pe ce te bazezi? Pe faptul că în media sunt prezentate scenarii de 10%, iar guvernul pe prezinte am reușit să majorăm acel 10% la 10%. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Foarte tare! L-am scris, l-am păstrat pe hârtie procentul și la pensii și la salarii. Adi Bența zice cu 12%. Vreau să vă spun că e foarte mișto. Nu-i nici 10 cât macină ăștia în morișca manipulatoare a unei părți din presă. Nu-i nici 20-30 cât ar vrea unii să-l împingă pe Orban să facă această creștere ca să se ducă în gard o eventuală guvernare de dreapta. Foarte mișto. 12%. Publicitate și revenim pentru un final apoteotic. Ne-am întors în direct pentru finalul emisiunii pe care vi l-am promis apoteotic. Stăteam și mă gândeam de unde am găsit cuvântul și ce înseamnă apoteoză. Scoateți tot, băgați genericul emisiunii, că nu știu ce să spun. Pe cuvântul meu de onoare, am să știi, scoateți ilustrația. Prietene, bagă genericul în ambele și în video-ul și peste tot bagă genericul emisiunii. Iată, frumos. De ce fac asta? Pentru că astea 4 minute... Aș vrea să tac, dar nu cred că mă lasă Herjeu. O să zică că cine știe ce a pățit postul, că avarie tehnică, n-avem sunet. Aș vrea să tac, pentru că mă doare sufletul, constatând cât de mult vorbim în presă, unii dintre noi chiar pe bune, adică chiar de adevăratele, și cât de puțin suntem auziți. Vorbim de aiurea. Stăteam de vorbă cu un director de imagine de-al meu, nu o să-i dau numele ca să nu fie omul identificabil, și mă întreba, băi, tu ai auzit că i-au spart casa lui Bădălău? Da, zic că am auzit. Și a avut loc o discuție în care am înțeles de ce nu i-au mers camerele la prima spargere lui Nicolae Bădălău, de ce la a doua spargere nu i-au mers camerele nici lui, nici lui Fisu,
De ce partajul cu nevastă sa este mușamalizat de presă? De ce i s-au furat, puneți voi ghilimele, ceasuri de nu știu câte zeci de mii de euro și bani cash de nu știu câte zeci de mii de euro? Băi, am obosit. Am obosit să fac parte dintr-un circ, dintr-un circ politico-mediatic care nici măcar nu vine vremelnic și sporadic și din când în când, sau cum vreți, prin oraș. Știți, ca circurile ambulante ale sfârșitului de secol 19 și începutul de secol 20, perioada lor de vogă. M-am obosit. Am obosit să vorbesc și să nu fiu auzit. Nu pentru că n-are audiență emisiunea, Doamne iartă-mă. Asta vă mai spun și sper cu asta să se și termine emisiunea. Într-o țară vecină și prietenă am făcut emisiune pe tema asta. A fost tâlhărită fizic și ucisă o fetiță. Și țara aia, Serbia se numește, a ieșit pe străzi. Și au făcut o lege care poartă numele fetiței alea. Tâlhărită, violată, tâlhărită fizic, omorâtă. La noi nu se întâmplă nimic, indiferent câte fete ar dispărea, ar fi chinuite, ar fi tâlhărite, ar fi violate. Absolut nimic. Ba, absolut nimic. La noi, cel mai monumental lucru care s-a spus în publicitatea românească, în PR-ul, în PR-ul de firmă românesc, a fost ăla cu dormi liniștit. FNI lucrează pentru tine. În loc de FNI, puneți ce vreți voi. Guvernul lucrează pentru tine, parlamentul lucrează pentru tine, firma lucrează pentru tine, stăpânul de sclavi modern lucrează pentru tine, presa lucrează pentru tine. Puneți ce vreți în locul acelui dramatic FNI care a nenorocit sute de mii de familii. Și cu ocazia asta îl salut și pe domnul Sorin Ovidiu Vântu. Rămâneți cu B1 TV, cu Bună România, cu Răzvan și Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Și dacă mi se pare că am sărit calul, îmi cer scuze. Am avut doar un derapaj mental generat de ceea ce văd că se întâmplă. Și în presă, și în politică, și în afaceri, și peste tot. Bă, nu suntem ca alții. Unii spun că suntem mai buni. Eu spun că suntem altfel. Toate cele bune!